se lucrează din greu în aceste zile la Palatul Arhiepiscopal. S-a început cu lipirea etichetelor tipărite special pentru acest eveniment. Anul acesta, Arhiepiscopia Tomisului a pregătit 150.000 de sticluțe ce vor fi umplute cu aghiazmă în ziua de ajun. După Sfânta Liturghie, Înalt Preasfințitul Teodosie va oficia slujba de sfințire Marea Apei și apoi după această slujbă, toată ziua și toată noaptea, aceste sticluțe vor fi umplute. De la cel mai mic și până la cel mai în vârstă enoriaș, cu toții au dat o mână de ajutor preoților care au luat și ei parte la pregătiri. În primul rând ca să ajut, în al doilea rând credința în cel de sus și faptul că trebuie să mă simt utilă fiind în vacanță. Nu e greu? Nu. Nu, sunt venită de la Oranu, am fost prima pe lângă încă trei băieți. Mă simt bine, mă simt așa ușurată că vin și fac lucrul ăsta aici. De cât timp veniți? Că bănesc că nu-i primul an. Nu, de vreo 6 ani. Ce vă împinge să veniți? Așa, credința. Am venit cu colegii mei care sunt elevi ai Seminarului Teologic din Constanța, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Teodosie și a părinților profesori, pentru a ajuta persoanele pentru etichetarea și îmbutelierea aghiezmei mari. Pe data de 28, de pe 28 s-a început etichetatul, având în vedere că sunt cu 30.000 de sticle mai multe în comparație cu anul trecut. Este obositor. Nu este obositor atâta timp cât faci și cu dragoste și cu pasiune. Practic, dacă îmbinăm utilul cu plăcutul, este ceva bun. La finalul slujbei de bobotează, conform tradiției, Înalt Preasfințitul Teodosie va arunca în apele Mării Reci cruci de lemn. Despre tinerii care se vor avânta să le recupereze, se spune că vor avea noroc tot anul. Anul acesta sunt așteptați să participe la bobotează peste 10.000 de oameni.